Tema acestei declarații de presă o reprezintă cum sigur ați bănuit legile justiției care au devenit cel mai dezbătut subiect public de când PSD se află la guvernare. Ceea ce spune totul despre prioritățile acestui partid. Au început cu celebra Ordonanță 13 și au continuat cu modificările legilor în Parlament. Suntem într-o situație delicată și asta numai și numai din cauza modului în care coaliția majoritară a știut să legifereze într-un mod lipsit de transparență, într-un mod prin care, în ciuda tuturor criticilor venite și de la experți și din sistem, de la procurori, de la judecători, de la ONG-uri, de la partenerii noștri, cu toate că au fost nenumărate semnale de atenționare, inclusiv din CSM, care răspunde de independența justiției, au legiferat cum au dorit și cum m-am exprimat acum câteva zile. Legiferează prost. Calitatea legiferării este proastă și rezultatul este foarte, foarte îngrijorător. Timp de un an și jumătate, prin implicarea exemplară a românilor, care au ieșit în stradă și au spus cu voce tare că așa nu este bine, prin eforturile opoziției și prin efortul meu, al președintelui, am reușit până acum să ferim legile justiției de cele mai nocive modificări. Legile adoptate în Parlament au fost supuse controlului constituțional și prin inițiativa mea și a opoziției. Și până acum deja, Curtea Constituțională a găsit în 4 ocazii diferite neconcordanțe între legile justiției și Constituție, trimițând legile înapoi în Parlament pentru o necesară corectură și punere de acord cu legea fundamentală. Mai mult, asupra acestor legi s-a pronunțat, la solicitarea mea, și Comisia de la Veneția. A emis o opinie preliminară care arată fără echivoc, deci fără echivoc, că modificările afectează independența sistemului de justiție, afectează încrederea cetățenilor în justiție, afectează eficiența actului de justiție și au un impact negativ asupra luptei anticorupție. De fiecare dată când România a avut nevoie de sprijin și de un punct de referință puternic în ceea ce privește standardele constituționale și consolidarea statului de drept, Comisia de la Veneția și-a arătat disponibilitatea totală de a sprijini România în construirea unei democrații solide. Concluziile Comisiei de la Veneția sunt extrem de îngrijorătoare. Comisia de la Veneția spune că ansamblul modificărilor aduse legilor justiției afectează independența procurorilor și judecătorilor. Ori așa ceva în România nu trebuie să se întâmple. Independența procurorilor și judecătorilor reprezintă fundamentul unei justiții corecte,